Ok, bine v-am regăsit la mine în bucătărie. Glumesc, e prima dată când vă găsesc la mine în bucătărie. Pentru că astăzi vom găti în cadrul emisiunii Generația lui John cu un nou episod din Slices of UK. V-am întrebat zilele trecute pe Instagram ce preparat românesc tradițional vă aduce aminte de casă și de copilărie implicit. Am primit foarte multe variante, câteva s-au și repetat. Dar astăzi am ales să gătesc ceva tradițional, este destul de tradițional, și anume varză călită, după rețeta bunicii mele, și sper să iasă. Acum să vedem. Am toate ingredientele, am să vă arăt pas cu pas. Nu sunt un guru al bucătăriei, nu sunt un guru al nimic de genul, dar știți voi, nevoia te învață. Haideți să vedem ce o să iasă. Ok, deci, avem nevoie de o varză albă, cam mare, dar în fine. Două cepe, boia dulce, pastă de tomate, suc de roșii, piper, pătrunjel, ceapă, cimbru, maghi sau orice altceva. Fux, de fapt, mi-a zis bunica, dar eu n-am găsit fux. Și cam atât. Hai să tăiem varza. Mă rog, să o spălăm întâi. Ok, bun, deci am tocat varza. E mai măruntă decât pare. Așa. Așa arată înainte să tai ceapa. Ne vedem după. Ok, și asta e după ceapă. Niciodată să nu arătați vulnerabilitate. Eu nu înțeleg cu ce cap am gândit eu să o machez, știind că am de tocat două cepe. Revin. Așa, bun, deci punem varza, punem ceapa, de fapt, și după aceea punem varza, puțină sare și acoperim cu apă. Ok, cool, deci, acum ce am făcut a fost să acopăr cu apă și se acopere cu apă un deget, cam așa. Și acum las să scadă. Și după ce scade pe la jumătate, începem să spice things up. Bun, dacă vă amintiți, într-un episod am vorbit despre magazinul polonez de unde achiziționez produsele românești. De acolo am luat și porc. Porc! Extra supermarket. În fine. Și până scade varza, ca să nu stau degeaba și ca să fiu o casnică fără cusur, am să tai carnea și am să o asezonez. Da. Ne vedem după. Mă trebuie să shaky-shaky. Să așteptăm să facă varza. Că durează ani. Lumină. Ok, bun. După ce cade suficient de mult, punem foi de dafin, piper, cimbru, pasta de tomate, boia dulce și puțin maghi. Și după aceea pătrunjel. Așa. Și o băgăm la cuptor până scade suficient de mult. De arătat cam așa arată. Și de mirosit, miroase corect. Vedem și ce gust are. Carne, mămăligă și aproape gata și varza. Vă arăt cum arată la final. Și cam asta e rezultatul final. Atât s-a putut. Mai încercăm data viitoare.